înseamnă să stai și să te joci cu el. Să îl stimezi, să îl ierți când a făcut ceva rău. Și prieten mai înseamnă că să nu faci unui altuia rău. Prietenie înseamnă când îți faci mulți prieteni, fetițe, băiței, te joci cu dânsii. Copiii mulți se joacă împreună și se fac prieteni. Prietenie înseamnă să te împaci bine cu prietenul său și să-l te împaci cu dânsul, să nu te bați cu dânsul, dar să fii prietenos și să te plimbi cu dânsul, să-l ajuți. Dacă de ascuns, adea cu dânsa, să dă și una spățâie. Pentru mine este prietenie, Vlad. Prietenie înseamnă când te împrietenești, te joci. Vii unul la altul în ospiție. Unul pe altul se ajută, ce înseamnă să te împrietenești. Când faci cunoștință cu cineva și prietenul te ajută la nevoie să cunoaște. Prietenia este când copiii se împacă. Când prietenii se împrietenesc, când sunt foarte buni. Când au prieteni buni. Când sport frumos. Când te împrietenești cu fetele, cu băieții. Să te joci împreună. Să fim colegi de clasă. Prietenia înseamnă cum noi suntem prieteni, băieți și fată. Încă mai înseamnă că noi suntem într-o bancă, că noi amândoi ne ducem la plimbare. Dacă prieteni se înceartă, trebuie să spunem așa, împăcare, nicio fel, dar insupărăm, nicio fel de împăcare. Eu cred că prietenie înseamnă că n-ai un prieten, când te cerți, te împaci, că n-ai mulți prieteni. Și eu cred că prietenia asta când faci prieteni și nu te temi de nimica. Prietenii sunt mereu împreună. Eu știu că sunt prieten bun și sunt prieten rei. Să te împaci cu cineva. Prietenii înseamnă să te împrietenești cu cineva, ta să te împaci. Dacă doi prieteni se ceartă, trebuie să ne împăcăm.